Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul taurului pentru 2023 spune că anul acesta va fi punctul de plecare de la care vor începe schimbările în toate domeniile vieții. Dacă nu te-ai putut decide pentru o lungă perioadă de timp dacă să părăsești sau nu zona de confort, atunci 2023 îți va oferi răspunsul. Desigur da. Aceste lucru este necesar pentru dezvoltarea ta ca persoană, precum și pentru găsirea de noi emoții neobișnuite. Încearcă să lucrezi pe tine cât mai mult posibil și atunci succesul va fi de partea ta. În noul an, vei începe să gândești la nivel global, poți prelua proiecte mari. În același timp, este important să respecti o singură regulă, concentrează-te doar pe lucruri importante. Puterea ta este că nu renunți niciodată și mergi până la sfârșită la obiectivul tău. Aceasta este o trăsătură foarte bună care te ajută pe tot parcursul vieții, în special în 2023. Bărbații ta uranul acesta ar trebui să fie mai puțin reci în relațiile romantice, pentru că epurele, patronul anului în horoscopul chinezesc, îți va oferi o furtună de emoții calde cu care va trebui să le împarți cu sufletul tău pereche și femeile, la rândul lor, vor fi foarte blânde și grijulii, dar să vedem cum se va afla taurul în domeniile principale ale vieții. Sănătatea Horoscopul taurului pentru 2023 spune că, în general, sănătatea ta va fi excelentă pe tot parcursul anului. Este posibil că toamna să te îmbolnăvești de boli sezoniere, precum gripa, așa că îmbracă-te întotdeauna în acord cu sezonul. De asemenea, trebuie să eviți situațiile stresante și să încerci să fii mai puțin enervată de flacuri pentru a te simți minunat. Este posibil să pierzi vigilența în fața unor boli cronice. Se pot agrava în ajunul iernii, așa că este mai bine să-ți asculți corpul și să nu-ți neglijezi sănătatea. În anul iepurelui, trebuie doar să fii activă, pentru că acest animal îți va oferi multă putere simte-te liberă să accepti drumeții la munte, excursii la mare cu cei dragi, respiră mai mult aer curat și încearcă să faci exerciții zilnice acasă. Nu sta multă timp într-un singur loc și nu-ți pierde inima, acesta este tot secretul sănătății în 2023. Carieră La începutul anului, patronul anului, iepurele, va oferi taurului multă energie și inspirație în noi eforturi. Principalul lucru este să nu pierzi aceste calități, pentru că vor exista multe obstacole legate de creșterea carierei pe calea vieții tale. Nu ar trebui să ți fie frică de ele, trebuie doar să ți evaluezi corect punctele forte înainte de a te ocupa de o muncă dificilă. De asemenea, nu trebuie să fii atașată de probleme minore și mici, deoarece acestea pot fi rezolvate foarte repede. Trebuie economisite forțele tale pentru sarcini și proiecte majore, pe care cu siguranță le vei avea din Belșug, fii atentă la angajatorii frauduloși, înainte de a lua o nouă poziție într-un loc nou, gândește-te cu atenție la argumentele pro și contra. Nu este nevoie să acorzi atenție posturilor vacante unde se oferă o sumă consistentă pentru o cantitate mică de muncă. Datorită faptului că taurul are calități precum perseverența și munca grea, în 2023 poți fi promovată la locul de muncă și vei reuși în afaceri. Dacă ești angajat în activitatea antreprenorială, atunci abordează în mod responsabil alegerea partenerilor de afaceri. Banii, anul 2023 te va mulțumi cu un aflux mare de bani în cont, pentru că te așteaptă un mare succes în muncă și în afaceri. Ia lucrurile în serios și ia în considerare investiția într-o afacere, sau acțiuni de exemplu, relaxează-te, pornește-ți imaginația și prinde valul potrivit, pentru că astfel poți înțelege ce tip de activitate este potrivit pentru tine. Pe de altă parte, riscul nu este principalul atual acestui an, așa că trebuie să cheltuiești banii cu înțelepciune, evită de asemenea, piramidele financiare dubioase, tranzacțiile și călătorile la cazinou. Folosește-ți mintea ascuțită pe care ți-a dat-o acest semn zodiacal, pentru a înțelege cum să acționezi și pe cine te poți baza cu adevărat. De asemenea, horoscopul taurului pentru 2023 îți recomandă să nu pierzi ocazia de a te mulțumi cu cumpărături și călătorii, aceste lucruri îți va face viața mai interesantă și plină de evenimente, Dragostea și relațiile. Anul iepurelui este o perioadă foarte romantică în care vor exista șanse mari să-ți cunoști dragoste. Dacă ai deja un suflet pereche, atunci trebuie să-ți întărești relația cu partenerul tău. După cum spune horoscopul dragostei pentru 2023, taurul poate găsi dragoste. Nu-ți fie frică să flirtezi și să faci noi cunoștințe cu sexul opus, pentru că iepurele se va asigura că o astfel de oportunitate dar amintește-ți că trebuie să-ți unești destinul cu o persoană bună în care să ai încredere. Ar trebui să-ți aprecieze sprijinul și să te înțeleagă perfect. O nouă pasiune va apărea într-un cuplu format, iar tu vei trece la o nouă etapă în relația ta. Nu uita să faci ceva plăcut, acorde mai multă atenție persoanei iubite. Chiar și micile cadouri sau surprizele vor înveseli viața ta de zi cu zi și a persoanei dragi. Pentru bărbatul taur, în 2023, va trebui să devii mai responsabil și mai rezonabil, Îl cercând să faci totul cu calm și atenție, este o alegere în direcția confortului tău personal și al familiei tale, nu încerca să rezolvi toate problemele deodată, învață să prioritizezi și să dezvolți autodisciplina, de asemenea, nu mai ajuta în mod constant alte persoane, astfel încât să nu înceapă să te folosească. Pentru a face acest lucru, este important ca taurul să învețe să spună, nu, ca răspuns la ceva care îi încalcă planurile sau dăunează intereselor sale. În relațiile cu colegii, totul va fi bine dacă păstrezi o anumită distanță cu persoane necunoscute. Nu este recomandabil să-ți împărtășești secretele cu persoane dubioase și recent cunoscute? poți avea încredere doar în prietenii apropiați. Nu uita de o trăsătură de caracter atât de importantă precum perseverența, pentru că te va ajuta să-ți atingi obiectivele și să-ți depășești temerile. Trebuie amintit că nu trebuie să cedezi impulsurilor de a te contopi cu patul sau de a renunța. Pentru femeia taur, pentru reprezentantele jumătății virtuoase a umanității, va veni un an foarte productiv. În 2023, norocul va fi de partea lor și se vor resfăța în aventuri interesante. Din acest motiv, femeile nu vor trebui să rateze șansele pe care soarta le-a pregătit pentru ele. Este necesar să-ți formulezi clar dorințele și visele, să te gândești la un algoritm de acțiuni și apoi totul va funcționa în orice domeniu, fie că este vorba de muncă sau de viață personală. Dacă încetezi să trăiești pentru interesele altora, atunci poți acorda mai multă atenție ție și dezvoltării tale. Îmbunătățește-te constant, pentru că anul acesta îți va oferi multă energie. Mai ales din februarie până în iunie, trebuie să faci tot ce îți place cât mai mult și, în sfârșit, să te decizi asupra ideilor tale pe care le-ai amânate de atâta timp. Asigură-te că te gândești la abilitățile tale creative încearcă-ți mâna în industrie noi s-ar putea să descoperi un talent ascuns despre care poate nici nu știai. Dacă ai un hobby legat de artă, atunci trebuie să-i dedici și mai multă timp. Există toate șansele de a face din hobby-ul tău preferat un venit suplimentar și de a câștiga banii buni să să-ți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!